Ceea ce au zis colegii mei până acum sunt cuvinte deja rupte din suflet și vreau să vă zic că astăzi în sala aceasta sunt prezenți reprezentanți ai poliției care cu mare atenție ne ascultă și sper ca mesajul nostru să fie de către ei transmis mai departe și ei știu că noi niciodată nu vom ceda, indiferent de persecuțiile care astăzi sunt îndreptate împotriva consilierilor noștri. Astăzi constatăm cu durere în suflet că nu suntem auziți, că la toți le este indiferent de ceea ce se întâmplă în Bălți, le este indiferent de soarta simplilor cetățeni. Astăzi nu avem încredere în structurile statului, nici în procuratură, nici în Ministerul de Interne, nici în instituția prezidențială care a promis să aibă grijă de cetățenii săi. Astăzi președintele țării nu a ieșit cu nicio declarație în privința la persecuțiile politice din țara noastră. Nu avem încredere în nimeni și în nimic. Astăzi și de astăzi suntem pe cont propriu. Pe cont propriu să ne luptăm cu drepturile și libertățile noastre. Sperăm că cetățenii care locuiesc în orașul Bălți să ne susțină. Astăzi, structurile europene, corpurile diplomatice din Republica Moldova de asemenea tac. Prin tăcerea lor, ei acceptă undeva tacit și permit ca lucrurile să se întâmple anume astfel. De ce astăzi sunt persecutați doar membrii partidului nostru? Suntem la fel un partid de opoziție ca și celelalte. De ce astăzi membrii familiilor noastre trebuie să sufere? Trebuie să fie intentate dosare penale. Copiii familiilor noastre și a tuturor care sunt prezenți aici trebuie să sufere. Noi nu le vom permite. Și acum vreau să vin cu o declarație foarte importantă. Dacă îmi permiteți, o să-i dau citire. În legătură cu teroarea declanșată asupra votului de încredere dat de locuitorii municipiului Bălți, aleșilor locali din partea partidului nostru și primarului municipiului Bălți, Renato Usatăi, teroarea care este exercitată de către exponenții guvernării prin intermediul organelor de forță, poliției, procuraturii, CNA, cu persecutarea familiilor aleșilor locali, perchiziții, arestări și dosare penale fabricate, care denotă o invidie evidentă față de transparență și succesele obținute de administrația publică locală a municipiului Bălți. Toate acestea sunt în scopul răsturnării puterii legitime a populației municipiului de a-și administra propriul teritoriu, precum și în scopul întoarcerii schemelor de corupție și însușirii a patrimoniului municipal. Noi, aleșii locali, consilieri în Consiliul Municipal Bălți, semnatarii prezentei declarații, în scopul că vom fi auziți, alegând ca ultima formă de protest, declarăm greva foamei, începând cu data de 15, începând cu data de astăzi. Declarăm pentru locuitorii municipiului Bălți că nu vom înceta munca de zi cu zi, și vom continua primirea orășenilor conform graficului prestabilit. Pentru aceasta îndemnăm ca toți locuitorii să vină la sediul primăriei a municipiului Bălți mai activ, pentru că noi vom fi în slugă, în munca pentru voi. Solicităm primarului interimar al municipiului Bălți, domnul Leonid Babii, și secretarului Consiliului Municipiului Bălți, doamna Irina Sirdiuc, acordarea suportului organizatoric la primirea orășenilor și soluționarea problemelor lor în perioada grevei foamei. Greva foamei o vom petrece în biroul 334 a primăriei municipiului Bălți, în regim 24 din 24 de ore, unde inclusiv va fi efectuat lucru cu problemele municipiului. Pe perioada grevei nu vom părăsi incinta clădirii primăriei. Solicităm tuturor reprezentanților Corpului Diplomatic din Republica Moldova,
structurilor europene și internaționale, precum și societății civile, să ia act și atitudine față de situația fără de precedent creată în municipiul Bălți, care contravine tuturor normelor de drept și principiilor democratice. Eu personal subsemnez această declarație și consilierii municipali care susțin această declarație vă rog aici, în prezența tuturor, să o semnăm. Ну мы пошли.